Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, aș începe cu o întrebare. Ispita este ceva rău sau ceva bun? Azi vom vorbi mult despre cuvântul ispită, tentație. Să vedem, e bună? De unde vine? Ce roade poate avea? Dacă poate fi folositoare în viața de credință sau nu. Am văzut astăzi două persoane ispitite. Adam în paradis, Iisus în pustiu. Două locuri total opuse. Paradisul este absolut totul, pustiul este absolut nimic. Două persoane ispitite de același autor, de Satana. Adam este ispitit în rai. Iisus este ispitit pe pământ. Adam pierde. Adam pierde lupta, pierde în momentul ispitei pentru că cedează. Datorită lui Adam, toți am pierdut. Datorită cedării lui Adam, toți am devenit niște oameni pierduți. Iisus câștigă. Datorită faptului că Iisus câștigă în ispită, devine un învingător, noi toți suntem câștigători. Ce înseamnă să pierzi într-o luptă, cum a pierdut Adam? Pierd toți copiii, toți urmașii. Ce înseamnă să câștige Iisus într-o ispită? Suntem toți salvați, suntem toți mântuiți. Așadar, ispita este o încercare, o încercare în care omul trebuie să fie cel care decide. Adam a decis rău, Iisus a decis bine. Și fiecare dintre noi, cred că în fiecare zi avem ispite. Foarte multă lume la spovadă vine și spune, Părinte, am avut ispite, multe. Până aici nu-i păcat. După aceea, ce urmează după ispită? Aia e important. Ce urmează în decizia ta? Ispita nu-i decizia ta. Ispita e decizia altcuiva. Este, dacă vrei, încântarea cuiva, propunerea cuiva. Ce faci în fața unei propuneri? Și aici, de fapt, intervine libertatea omului, alegerea omului. Adam a ales prost. Iisus a ales excepțional. Vedeți, de fapt, diferența? Ambii exact cu același autor, ambii în fața diavolului, ambii în fața unor încercări și a unor întrebări. Și diferența este ca de la cer la pământ, total opusă. Noi avem acum postul mare, l-am început. Este, de fapt, un timp al încercărilor în care să vedem noi ce facem cu ispitele noastre. De aceea eu cred că e foarte binevenită această Evanghelie chiar la începutul postului. În fiecare an, cred că ați observat, diferiți evangheliști ne propun odată Matei, Marcu și Luca, vin cu această Evanghelie, cu ispitirea lui Iisus și ispitirea lui Adam. Să ne gândim unde are loc această ispită. E important. Spuneam în pustiu, eu totdeauna când merg cu un grup în Israel, și așa fac toți, cred că, vreau să fie o zi de experiență a pustiului. De ce? Pentru că acolo, aici noi nu avem pustiu. Mulțumim lui Dumnezeu că nu avem pustiu și bine că nu avem pustiu. Dar ajungând acolo, noi vom găsi foarte multe grote ale călugărilor care chiar au vrut să trăiască în toate cele mai grele condiții de viață. Și Iisus Hristos este tocmai în pustiu, pentru că pustiul nu-ți oferă absolut nimic. Nici apă, nici adăpost, nici răcoare, nici verdeață, nimic. Aici însă, spuneau vechii anahoreți, aici însă, neavând nimic, nici ceva care să te deranjeze măcar, aveai timp să te uiți tot timpul către cer. Și aici orice, e altceva interesant, aici orice ai primi, 3 picături de apă în pumn, dacă le primești,
sunt un dar excepțional. Nicăieri n-ai să simți mai mult darul lui Dumnezeu și dialogul cu Dumnezeu decât în pustiu. Ei, iată că diavolul profită de această prezență a lui Iisus în pustiu și îi aduce o ofertă. Vezi, n-ai nimic. Vezi, ți-e foame. Vezi, eu pot să-ți ofer totul. Îți dau pâine. Ei, ce zici? Era o propunere și nu era nimic rău la prima vedere, nu? Dă niște pâine și așa e flământ. Dar de unde venea acea pâine? Venea de la cel rău. Și pâine, tot ce vine de la cel rău nu poate niciodată să salveze. Ce vine de la cel rău, nici pâinea de la cel rău nu poate să salveze. Nici pâinea furată nu ține de foame, se spune, nu? Nici pâinea aceea care e luată prin răpire n-are niciodată valoare. Tocmai de aceea Iisus refuză oferta diavolului, chiar dacă rămâne mai departe flământ. Același lucru aș putea spune că e interesant în istoria evreilor, tot prin pustiu, 40 de ani. Poate v-ați întrebat de multe ori, de ce evreii au rămas 40 de ani chinuiți prin pustiu? Din Egipt n-au venit repede, ei puteau să ajungă în 2 ani, nici 2 ani nu le trebuia. Repede puteau să ajungă în țara promisă. 40 de ani se chinuie. A fost o trecere. Și tot timpul lor li s-a spus, Dumnezeu e cu voi, nu vă temeți. Dar poporul nu a început, n-a reușit să înțeleagă prezența lui Dumnezeu. Aici este o problemă, pentru că, deși primeau daruri, primeau acolo hrană, primeau păsări, mă refer acele prepețe care au venit, primeau de toate. Sigur că era sete, era foame, dar primeau. Ei nu reușeau să vadă, aici este foarte curios, să vadă darul lui Dumnezeu. Și odată le era foame, odată le era sete, odată erau dușmane, odată erau invazii de animale. Nu reușeau să se încreadă în Dumnezeu, aici era problema lor. Nu reușeau să facă acel salt spre încredere în Dumnezeu. Și de aceea le-au trebuit 40 de ani ca să se maturizeze în gândirea lor că Dumnezeu este Cel care îi salvează. Incredibil, nici nu pot să-mi închipui ce viață au dus ei prin pustiu. Dar a fost o perioadă de maturizare a credinței lor. Să vadă permanent darul lui Dumnezeu. Și apoi când au ajuns în țara promisă, sigur și-au văzut. Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică din Egipt și ne-a dus în țara noastră. Iată așadar, ispita, încercarea, este o probă. Totdeauna e o probă de foc, dar o probă din care poți să ieși pierdut sau poți să ieși cu mâna sus, cu capul sus, învingător. Totdeauna oamenii mari au ieșit din ispite victorioși. Totdeauna oamenii mici au ieșit niște învinși. Este o regulă. De aceea eu cred că postul mare trebuie să ne ajute în maturizarea noastră, mai ales în modul de a trata cu ispita, în modul de a trata cu cel care ne încearcă. Ispite, toți avem, toată lumea. Și chiar cineva spunea că dacă pe drumul tău de credință nu ai ispite, e o problemă. Dacă pe drumul tău spre Dumnezeu nu există aceste încercări, atunci înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun. A fi creștin nu înseamnă dolce farniente, uite așa stau cu minte, n-am nici gânduri străine, n-am nici ispite, n-am nimic. Nu-i viață de credință aceea. Dolce farniente nu înseamnă viață, înseamnă vegetație, nu? Asta într-o formă vegetativă. Ori omul cu conștiință și libertate nu este ființă vegetativă. De exemplu, pot exista o mulțime de ispite. Poate exista ca și la Iisus, tentația hranei, averii, tentația carierei, dacă tu te vei închina mie, îți voi da absolut totul. Și tentația puterii, sigur. Pe de altă parte, dar pot exista și multe altele. Tentația, de exemplu, a disperării, nu? Într-un moment foarte greu al vieții, mulți ajung în stare de disperare. Este o ispită. Atunci depinde de fiecare cum va trata problema. Ieri am fost la Sighetul Marmației, sigur, și cine vine de acolo, cu siguranță, nu poți să nu fii lovit, nu poți să nu fii afectat în suflet și în inimă, văzând acele mii de poze, și aceasta am văzut-o ieri, poza din dreapta mea de aici,
am văzut-o ieri printre miile de morți de acolo și mă gândeam că toți acei oameni de acolo au fost niște învingători în ispită, în ispita de a iubi adevărul. Toți care au fost la Sia și în pușcăriile vechi trebuiau să facă așa, ori minți, ori rămâi fidel adevărului și credinței tale. Cei care au rămas fideli adevărului și conștiinței lor au ajuns la Sighet și au murit, dar sunt niște învingători. Toți cei care au cedat și pentru o funcție și pentru niște bani și pentru nu știu ce, au devenit niște torționari, sunt oameni pierduți ai istoriei, cred eu, și în fața lui Dumnezeu și în fața noastră. Tocmai de aceea cred că disperarea pentru ei a fost o mare încercare. Chiar îmi povestea un preot greco-catolic care a fost, aveam 5 copii și atunci eu a trebuit să aleg între a rămâne cu copiii mei funcționari într-o fabrică sau îmi păstrez crezul meu sacerdotal de preot și mă duc la închisoare. Și a mers la Sighet și el. O ispită enormă, nu? O întrebare la care e greu să răspunzi. Din punct de vedere uman, poate cineva l-ar fi analizat și ar fi spus, cum și-a lăsat el copiii? Dar pe de altă parte, copiii lui astăzi, că părintele a ieșit de la Sighet, n-a murit acolo, copiii lui astăzi, toți 5, sunt foarte mândri de tatăl lor care a știut să fie un om care iubește adevărul. Revin și spun, disperarea poate fi una din marile ispite. Disperăm, nu mai putem. În lumea noastră plină de războaie, în lumea noastră plină de nemulțumiri și de neajunsuri și de sărăcie, vom spune, nu se mai poate. Am ajuns la disperare. Nu e adevărat. Cine l-are pe Dumnezeu nu trebuie să dispere niciodată. Și am să vă aduc exemplul unui mare muzician, poate cel mai mare, Ludwig van Beethoven. Avea 46 de ani, tânăr. A rămas complet surd. El, muzicianul, care trebuia să compună, care avea muzica în sângele său și era gata să ajungă la mare disperare. Dar aici, Beethoven este un câștigător, pentru că el a găsit în acel moment în care alții ar fi spus, nu mai aud, amin. A găsit forța de a merge mai departe și zice, a tăiat picioarele pianului, l-a pus pe paviment ca să poată simți vibrația pavimentului atunci când bate pianul. Și în forma aceasta, cu pianul pe paviment, a compus în următorii 2 ani Missa Solemnis. La sfârșitul acestei lucrări scrie așa, Dumnezeu este o forță incredibilă pe care nu o putem depăși. Și această probă i-a permis să facă, într-adevăr, cum spuneam, o descoperire de senzație, puterea lui Dumnezeu. Fără această trecere, moment crucial în viața lui, spune autorul, fără această încercare, el n-ar fi ajuns, poate, să compună ceea ce a compus mai departe. O încercare și mai simplă, o profesoară, povestea nu de mult, zice, avea în clasă un băiat pe care nu putea să-l suporte deloc. Era o ispită enormă de a-l lăsa deoparte și de a-i pune note mici tot timpul. La un început de post mare, spune ea, zice, mi-am călcat pe suflet și m-am dus la acel băiat și l-am îmbrățișat. Viața mea totalmente s-a schimbat după aceea. Din acea zi, în fiecare zi l-am îmbrățișat pe acel copil, până atunci nici eu nu puteam să mă uit la el, nici el nu mă suporta pe mine. Din acea zi am devenit prieteni. Un moment de ispită depășit admirabil. Un lucru care cred că stă la îndemâna oricui, de a depăși, iată și în acest post mare, atâtea și atâtea, eu spun, ispite. Și aș aduce câteva concluzii care sunt importante, cred eu, în această importantă luptă creștină a noastră. Am vorbit azi și vom mai vorbi despre diavol. El există, lucrează, Evanghelia abundă, poate, în asemenea informații. Însă, nu trebuie să avem obsesia diavolului, ci doar să-l ignorăm. Trebuie să credem în Dumnezeu, mai mult decât în diavol. Și fac o paranteză și spun aici, cineva spunea odată, aici în Iași, zice,
Mie se pare că diavolul e mai puternic. De aceea câteodată am tendința de a apela la el în rugăciunea mea, că parcă mă ajută mai bine. Vă dați seama ce catastrofă spune acea persoană? Trebuie să credem în Dumnezeu mai mult decât în diavol. Pentru că Dumnezeu totdeauna îl învinge pe diavol. Asta este iarăși un adevăr care și mie ca preot îmi dă multă speranță. Pentru un creștin care se spovedește, se împărtășește, se roagă, diavolul nu poate avea putere. E regulă. De aceea și de la dumneavoastră, dacă mai apar asemenea frici în minte, oare diavolul poate să-mi facă rău? Oare poate să mă vrăjească? Oare poate să-mi facă farmice? Oare poate să mă distrugă? Oare poate să-mi facă rău? La toate acestea, propoziția de pe frontispiciu sună așa: niciodată diavolul nu e mai tare ca Dumnezeu. Nu trebuie să-i subevaluăm viclenia lui, puterea și complicitatea lui, dar harul este mult mai puternic decât răul. Ar fi periculos să uităm că suntem oameni fragili și asta e important. 2. Este inutil să ne facem iluzii. În grădină vei găsi diavolul, în pustiu îl vei găsi pe diavol, în rugăciune îți va apărea diavolul, în slujirea lui Dumnezeu, în biserică vor veni ispite, gânduri de la diavol. În post, în trăirea ascetică, apare diavolul cu ispitele sale. Adică, ori de câte ori îl vei căuta cu adevărat pe Dumnezeu, ai să dai și peste concurentul său. E regulă. Peste adversarul său. Dacă de-a lungul unui drum nu-l întâlnești pe diavol, nu găsești ispita, adică lupta, alegerea, trebuie să te întrebi, oare acest drum duce către Dumnezeu? Revin și spun, omul care nu are întrebări și căutări și ispite, are probleme. 3. Exorcismul cel mai clar, adică îndepărtarea răului, nu se face prin alte mijloace decât prin Hristos. Trebuie să răsune totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și o paranteză mică, dumneavoastră ați observat cu ce îl distruge Iisus pe diavol? Nici cu mâna, nici cu altceva, nici cu privirea, ci cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Totdeauna i-a adus un fragment din Biblie, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna învingător. 4. Modul cel mai sigur de a respinge ispitele diavolului constă în a ne lăsa ispitiți de Dumnezeu. Cuvântul e frumos, ispitit de Dumnezeu, în care Dumnezeu vine și îți face propuneri. Inspirații, mai bine zis. Ce vine de la diavol este ispitărea, ce vine de la Dumnezeu este inspirație sfântă, nu? Și tocmai de aceea Satana nu are nicio putere asupra mea dacă mă las prins cu putere de Hristos. Cine e cu Hristos nu poate, și mai spun o dată, nu poate să fie învins de diavol. Pentru a asculta alte voci, alți suflări, trebuie să răsune mai întâi de toate cuvântul lui Hristos. Și 5, și cu aceasta închei, și va fi cazul ca noi să facem alte propuneri ademenitoare, în sens, în ghilimele ademenitoare, adică noi să fim cei care ne propunem lucruri bune. Și postul mare este poate cel mai potrivit timp de a ne face noi propuneri. Să nu așteptăm să ni le trimită diavolul. Uite, fă asta, fă asta, fă asta, ci să vină de la noi. Vreau să fac asta, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai autentic, vreau să am mai multă rugăciune, vreau să mă îndrept, vreau să îndepărtez păcat și așa mai departe. Acest vreau să vină de la mine și nu de la diavol. N-ai vrea să faci cumva asta? Vreau, Doamne, eu să fiu mai bun. Motoul postului mare 2014. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.